Și o să vorbim despre acești dușmani ai somnului cu Mihai Petre. Mihai, ziua, vorbim despre salutare. Dușmanii somnului, sper că tu nu ești un dușman al somnului. Nu, eu vreau să mă împrietenesc. Zi-mi, da? Ceasul tău așa arată? Ai 8 ore de somn pe noapte? N-am 8 ore de somn pe n-ai, noapte. N-ai, dar câte ore? 7. 7? Da, 7 ore. Ok, și da. Cum sunt ele? Calitative? Păi asta voiam să te întreb, dacă e important numărul orelor sau calitatea somnului? Ambele sunt esențiale. Mm-hmm. E bine să ai acele 7 ore, cel puțin 8 ore ideal, dar ele trebuie să fie calitative. Și iartă-mă, cam cât e bine să dormi adânc? Într-un ciclu de somn, da, care se întâmplă de 5 ori într-o noapte, deci în 8 ore noi trebuie să avem 5 cicluri de somn. Fiecare ciclu de somn are 4 faze. Și faza a treia este somnul adânc și faza a patra este somnul REM, care este o chestie foarte interesantă, încă neînțeleasă pe deplin. Este un somn care pare să fie superficial, în care tu visezi, în care tu gândești, în care miști tu... Miști ochii, da, de acolo. Exact. Somn. Este somnul în care tu ai această mișcare oculară și este un somn în care creierul tău este... Activitatea creierului este aproape identică cu activitatea creierului când ești în starea asta de veghe, când ești treaz. Deci este un fel de exercițiu al creierului. Creierul exersează atunci. Și multe din acest tipuri de device-uri cumva combină acest deep sleep, dar în regulă e bine să ai undeva la 2 ore, 2 ore jumate de deep sleep cu REM. N-am. Împreună? Împreună cu REM. A, atunci da. Am. Atunci ai. Okay. Atunci am. Și să știi că se simte foarte bine, de exemplu, când te culci și dormi 8 ore, dar nu ai suficient somn profund, se simte că te trezești, e fix momentul în care te-ai trezit, dar ești obosit. Și vreau să-ți arăt care este primul dușman al somnului profund, pentru că poți să dormi opt ore, dar cum ai zis tu, poți să dormi prost. Primul dușman este alcoolul. Ah, gata, am plecat. Mă așteptam și... să pui pe locul 2-3. Știi ce zice? Când vorbesc despre alcool, toată lumea zice, ai domne, că când beau un pahar de vin, adorm buștean. No, sau aia care nu, dorm eu o sticlă, nu. Eu nu. Nici eu. Invers. Dar știi ce se întâmplă? Te agită, am exact. Am chef de petrecere. Îi agită și pe ei, să știi. Cei care beau și dorm, au impresia că dorm bine, de fapt se agită, pentru că este, uite, vreau să fac o comparație care mi se pare cea mai interesantă, prin care înțelegem că alcoolul nu este somnifer, este sedativ. Da, da, da. Dacă îi dai cuiva cu o bâtă în cap și el cade și stă pe jos 8 ore, ăla nu este somn. Ai o comoție cerebrală, tu îl sedezi printr-o lovitură, iar el se trezește după 8 ore de 8 ore în care stă ce leșinat, se trezește exact. Te-am exact sedat astăzi printr-o lovitură. Exact. Asta face alcoolul. Alcoolul este o mică bâtă în cap care te sedează, dar te face să dormi prost. Fie în care este următorul dușman al somnului, care crezi că este? Nu știu, mâncatul excesiv înainte de somn. Lumina. Este și mâncatul. Lumina. Dar ce lumină tip de lumină? Și lumina albastră. Între orele 23:00 și 4 dimineața. Lumina în albastră, intervalul ăsta, nu știu, asta. Lumina albastră. Albastră. Da, da, de la ecrane. Deci de ce? Da, că te face să crezi că e zi. Te face să crezi că e zi, pe de o parte. Mm. Și pe de altă parte, într-o cercetare, da, și într-o cercetare s-a demonstrat că această lumină albastră îți suprimă activitatea unor centri nervoși care secretă dopamină. Dopamina este cea care ne face să ne dorim să facem chestii. E cea care te-a adus pe tine aici. Vrei să vorbești, vrei să comunici, vrei să construiești ceva, vrei să faci o emisiune, vrei să faci un proiect. Asta este dopamina, e drive-ul tău. Dacă tu te trezești obosit, oboseala asta poate să fie cauzată și de lipsa dopaminei, care practic nu s-a secretat pe parcursul nopții. Asta mi se pare cel mai important lucru, să ai suficientă dopamină pe parcursul zilei. Întuneric... Neric, scuze, e scris de doctor, eu o să citesc. Scrii mai frumos decât da. Mine, stai niște. Da, okay. Întuneric dimineața scrie în cazul da. În care nu v-ați dat seama. Da, știi de ce? Pentru că dacă noi dimineața ne trezim, avem jaluzelele alea trase, să zicem că lucrăm de acasă sau este weekend și vrei să te relaxezi. Te trezi dimineața, te uiți la televizor, jaluzelele sunt trase, e întuneric și ieși la prânz afară, această secreție de cortizol se va întâmpla aici, da? Și ce o să dea această secreție de cortizol? Setează ceasul invers pentru secreția de melatonină undeva pe la 3 noaptea, da? Deci dacă ieși la prânz afară, în loc să ieși dimineața afară, ție o să ți se facă somn de-abia noaptea. Și atunci, din nou, tot ciclul acesta, tot ritmul ăsta circadian pe care l-am setat deja la cort, l-am setat prin activitățile noastre, îl poți perturba complet. Clar, clar.
îl poți perturba complet într-un singur weekend. Hai să facem așa, că dacă tot ai venit aici, aș vrea să și pleci cu ceva. Hai să facem un protocol pentru tine. Perfect. Care să te ajute să dormi bine și să nu te mai trezești noaptea. Ok. Protocolul, hai să-l împărțim în trei zone. Dimineața, prânz, seara. Am înțeles că dimineața faci deja asta. Da, 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 mă trezesc, te trezești, ies afară, dimineața, fac mișcare, alerg. Foarte important să te trezești la aceeași oră. Mă trezesc aproximativ la aceeași oră pentru că, deși nu folosesc alarma, am copii. Deci... Ok, ai alarmă. Copiii sunt alarmate. La ei nu pot renunța. Okay. Dacă... Și pe la cât te trezești tu? 7:30. Și la cât te culci? La 12, bune? Sau? 11:30, 12. Aha. La cât timp după ce te-ai trezit ieși afară la lumină? 45 de minute. E decent, aș prefera 30 de minute. Okay. La 30 de minute după ce te-ai trezit, ieși afară la lumină sau deschizi geamul și te uiți pe cer. Ok, okay? Bun. Bun, mănânci un mic dejun dimineața? Mai târziu, așa, pe la 9:30-10. Dacă mănânci micul dejun dimineața, ajuți această temperatură să crească mai repede. Mm-hmm. Deci dacă poți să schimbi un pic lucrurile și să mănânci micul dejun mai devreme dimineața, ar fi și mai bine. Faci un pic de activitate fizică? Da. Faci un dans? Ce faci? Nu dans, alerg, lucrez cu greutăți. Am la ce oră? Dimineața, dimineața. După ce mă trezesc. Și ce poți să faci în plus 8:30, ca să-ți 9. Crești temperatura? Să faci un duș rece. Ai încercat? Fac duș rece după antrenament, nu-i ok? Dușul rece după antrenament te ajută într-adevăr să-ți mai scazi temperatura, să te mai relaxezi. Știu că e contraintuitiv să faci duș înainte de antrenament, dar asta ar fi ideal. Rece, când te-ai trezit dimineața, mea. Dar știi cât de rece, Mihai? Okay. E dușul ăla rece? Deci nu e așa, adică nu dai cu apă caldă și după aia o faci rece. Direct rece. Măi, Mihai. Ai dat drumul la apă rece, dar doar la robinetul rece. Și zici, intri și zici, Doamne, ce frumoasă e viața. Da, să știi că așa ți se pare, nu? Ți se pare viața frumoasă după duș. Da. În momentul în care te trezești dimineața, înainte să-ți bei cafea, mi-aș dori să dai drumul la robinetul rece, doar robinetul rece, și fără să te gândești, intri. Pur și simplu te arunci în el. Și reacția pe care vreau să ai este să fie asta. Asta e reacția pe care îmi dorim. Păi, cred că natural se întâmplă. Exact, natural se întâmplă. Adică n-ai cum altfel. Da, da. Și dacă faci asta și ce face corpul tău, zice, wow, Mihai m-a băgat într-un duș rece, trebuie să turez motoarele ca să-mi încălzesc temperatura. Să-mi cresc temperatura. Întrebare, și practic, stai puțin, și pe cap sau doar pe corp? E suficient doar pe corp, dacă poți și pe cap e cu atât mai bine. Ok, da? Mulțumesc. Maxim 3 minute. Dacă reușești... 3 minute să stai sub apă rece. Da, poți să încerci cu 5 eu secunde. Făceam, măi, hai să 5, zic cum făceam secunde. Eu. 30 de secunde, mai ieșeam puțin. E ok. 30 de secunde, asta e un exercițiu. Nu, asta fac, dar asta e un exercițiu vascular mai mult. Știi? Okay. Că se dilată capilarele. E bun și ăla. Okay. Dar pentru scopul 3 minute. Nostru ne ajută. Să ajungi la final să ai undeva la maxim 3 minute în care stai în acest duș rece. Ai ieșit, ai mâncat mic dejun, ai băut cafea. Cafea bei la prânz, de exemplu? Dimineața, la dimineața, prânz, perfect. Nu prea, nu. Ok, renunțăm la cafea la prânz. Dar câte cafele așa ai putea bea? Că îmi place mult cafeaua. Până în ora 3 am auzit, sau până în ora 12? Sau dacă totul este ok cu somnul, putem să ne oprim cu cafeaua la ora 3. La ora dar 3, o să ne ia cam 8 ore metabolizarea cafelei și această metabolizare, viteza metabolizării diferă de la persoană la persoană. Okay. Dacă avem probleme cu somnul, aș zice pe undeva la 11-12 să fie ultima cafea, dar dacă nu te agită prea tare, poți să bei până la 5 cafele până la ora 12. Fuh. Cafea însemnând un espresso. Okay. Da, deci dacă îți faci un cappuccino, ți-l faci cu un espresso. Da? Okay. Sau un doi. Shot. Exact, înțeles. Un shot de espresso. Okay. Bun. Asta facem dimineața. Ok. La prânz te culci puțin, faci un power nap. Aș vrea eu. Și? Nu prea miese. Uneori miese. Ok. Dacă ajung la sală mai devreme decât am orele, pentru că eu lucrez schimbul 2, cum ar veni. Știi? Okay. De pe la 3, 2, 3 până la 10. Ok? Și dacă ajung la sală mai devreme, mă întind puțin... Și sper să mă trezesc la fix, fără alarmă. De obicei îmi iese pentru că la mine problema cea mai mare e că nu reușesc să-mi opresc gândurile, de fapt. Eu asta simt că chiar și noaptea, știi? Aha, deci okay. un pic și ce faci dacă nu poți să-ți oprești gândurile? Vorbesc cu ele, încerc să, gata, hai. Încerc să mă relaxez, pur și simplu. Respirație. Te expui la lumină ziua? Ziua, da. Acum nu știu... Cât ar trebui? Afară, pur și simplu să stai afară. Da, ies afară. Ți-am zis, dimineața până la prânz încerc să o petrec afară. Dacă petrecem ziua afară,
la prânz, da, dacă stăm afară și ne expunem la cerul liber, uh-huh, s-a constatat că acești neuroni de jos devin mai puțin sensibili la lumină noaptea. Deci e posibil să ne ajute și expunerea, okay, la lumină, inclusiv ziua. Okay. Seara, acum nu-mi dau seama cum poți să faci și tu cu programul de la școala de dans. Nu pot, că... dar mă rog, să presupunem că aș putea. E bine putea. Ca seara să începem să ne calmăm, să nu, da, mai facem activitate, să nu mai mâncăm mult, da, da, ca să ne încălzim corpul. E bine să faci seara un duș cald, pentru că atunci când ieși din duș scade temperatura, să ne calmăm, să nu mai stăm pe telefon, să avem ceva, o tehnică de relaxare și să lăsăm, mm-hmm, seara să vină. Esențial pentru tine, în special pentru trezitul ăsta de la 3 noaptea, este că atunci când îți vine somnul, aia să fie ora în care tu te-ai culcat. Întrebare, e bine să ne cumpărăm bulbi din aceștia cu lumină roșie, amber light, ochelari? De unde ai știut? Asta urma să-ți arăt. Ce putem să facem dacă trăim, de exemplu, într-o zonă în care este întuneric dimineața? Dacă este iarnă, de exemplu. Da. Da? Dacă vrem să ne expunem la această lumină dimineața, dar nu avem lumină pe cer, putem să ne achiziționăm pur și simplu un astfel de LED. Este un LED care costă undeva sub 50 de euro. Îl setăm pe lumină caldă, LED-urile de acest tip de regulă. Uite, asta e lumină, îl setăm pe lumină rece, pardon. Da, da, asta era lumină caldă și îl setăm, uite așa, la 5500 de Kelvin. Și pur și simplu ne punem un stativ în baie și când ne spălăm pe dinți, pur și simplu ne uităm spre el. Și are același efect pe care îl are și soarele. Ce putem să facem cu acest LED noaptea, când te trezești tu, de exemplu, la 3 noapte, da? Și îți recomand, dacă nu poți să adormi înapoi în câteva minute, să te scoli din pat. Da. Pentru că dacă stai în pat, o să începi să capeți acea anxietate, o să te enervezi că nu poți să adormi și asta, da, o să te agite și mai mult. Okay. Hai să ne trezim din pat, dar nu poți să umbli prin cameră sau prin casă pe întuneric și trebuie să dai drumul la lumină. Ceea ce ne ajută noaptea este să avem lumină roșie, da? Da? S-a constatat că această lumină roșie este o lumină care practic nu ne enervează. Chiar dacă o vedem, ea nu o să excite acești neuroni de aici, da? Și practic în acest fel ea nu o să ne trezească. Deci, okay, oameni buni, dacă aveți probleme cu somnul și vă treziți noaptea, este ideal să vă achiziționați orice tip de LED care poate să facă lumină roșie și pur și simplu o lăsăm pe jos. O lăsăm undeva pe jos, o luăm după noi și suntem siguri că această lumină nu o să ne excite sistemul nervos astfel încât să ne trezim. Mihai, chiar aș vrea să, nu știu, să discutăm în câteva zile, să-mi zici dacă încerci să pui acest protocol în aplicare și dacă te ajută. Îți mulțumesc frumos. Eu mulțumesc foarte mult pentru vizită. Mulțumesc. Te salut. Zi bună.